Ce faceți? Eu sunt Vlad și vreau să vă spun o poveste. Anul trecut am primit de la YouTube premiu pentru 100.000 de abonați. L-am vândut și cu banii am cumpărat rechizite pentru 50 de copii susținuți de Fundația Inimă de Copil. Am făcut un clip cu tot demersul ăsta, clipul a fost viral, a adunat peste 1 milion de vizualizări. Printre comentarii erau și oameni care mă acuzau că am alte interese, că vreau să câștig popularitate, că dacă fac gesturi de genul ăsta nu trebuie să le arăt public, că eu am câștigat bani oricum de la YouTube pentru clipul ăla. Deși mi se pare ridicol, să răspund scurt. Clipul pe YouTube a avut doar 200.000 de vizualizări, care a adus în total fabuloasa sumă de $14. Pe Facebook, unde a făcut peste 1 milion de vizualizări, nu se monetizează. Dar de ce a trebuit să filmezi și să te lauzi cu asta? Simplu. Eu nu am făcut gestul ăsta pentru că eu sunt un bun samaritan. Pentru că nu sunt. L-am făcut ca să transmit un mesaj și să inspir. Ăsta e rolul unui artist și eu consider că sunt unul. După un timp de la postarea clipului, am primit de la Asociația Inimă de Copil mail-ul ăsta. Bună Vlad, în ultima perioadă am primit donații consistente din partea unor oameni pe care nu-i cunoșteam și despre care am aflat cu bucurie că sunt prieteni apropiați ai anturajului tău sau chiar fani. Unul dintre ei se numește Alexandru Lefter și ieri ne-am bucurat să aflăm că a decis să ne sprijine. Un alt domn, Dinu Mihai, ne-a spus că a văzut filmulețul pe pagina ta și așa s-au hotărât să ne sprijine. Fiecare i-am scris un mesaj de mulțumire și așa am aflat că donația lor către noi a venit datorită ție. Este evident pentru noi că acești oameni au făcut donațiile din aceleași motive pentru care și noi continuăm activitatea, șansa la educație pentru copii, șansa la dezvoltarea propriului potențial, indiferent de familia din care provin sau de problemele lor. Solidaritate și crearea de punți între oameni pentru a schimba viitorul. Îți mulțumim din inimă, Vlad. Cumva ești ambasadorul nostru. Salutări de la noi. Văzând că oamenii au fost inspirați, m-am gândit că ar trebui să profit și că aș putea să obțin mult mai mulți bani pe lucruri care pe mine nu mă ajută cu nimic. Așa că, acum 2 săptămâni, am postat un clip în care am pus la licitație 4 obiecte. O figurină care mă reprezintă pe mine făcută de Minimizer, o pereche de căști scumpe și de calitate pe care le-am primit cadou de la Meze, o agendă cu muș de copac pe ea pe care am primit-o de la Let's Do It România și trofeul meu de la emisiunea Ai Umor. Licitația s-a încheiat și am reușit să obțin suma de... Wait for it. $2000. Cineva a licitat $1000 pe figurina asta cu mine. În ziua în care am postat clipul, am auzit la radio o știre despre niște tineri din județul Timiș care s-au calificat la faza finală a unui concurs de informatică organizat de NASA și MIT, care se ține în America și care, ghiciți ce, nu au bani să meargă. I-am căutat, i-am găsit, am luat legătura cu ei, le-am zis că vreau să-i ajut, ba chiar am avut norocul să-i întâlnesc pe câțiva dintre ei în București, chiar în gară, când au venit să-și facă vize. Ce faceți? Bine. Hai, povestiți-mi, care e treaba cu concursul ăsta? Concursul se numește Zero Robotics și e organizat anual de NASA și de MIT. Ideea principală e să programezi niște sfere care trebuie să rezolve o problemă. De anul ăsta au trebuit să căutăm viață în spațiu. Și voi trebuie să vă duceți în America. De ce trebuie să vă duceți în America? Sau care? Primele etape sunt online, până la etapa finală, la care se califică prime 14 alianțe și noi suntem aliați cu încă 2 echipe tot din America. La faza finală, programul tău e încărcat cu roboții reali de pe Stația Spațială Internațională și e transmis live pe pământ. Și câți bani vă trebuie vouă pentru toată schema asta? Calculat că ne trebuie în jur de 8.000 de euro ca să ajungem la MIT. Astea sunt costurile pentru câți oameni sunteți? Pentru 9 oameni. Practic trebuie să acoperiți costul pentru 9 persoane. Da, da. Și, na. Da, asta e cumva costul minim pentru zilele concursului, cazarea și avion. Da, oamenii ăștia chiar există. Dar nu auziți de ei la televizor, nu sunt trending, nu-i promovează nimeni. O să trimit banii către ei și Asociația Banat IT, care ajută pe ei și pe alți tineri prin tot felul de programe educaționale. Ăsta nu este un act caritabil. Este un act artistic care are rol să transmită un mesaj și să inspire. Cred că societatea, în special asta a noastră, are mari probleme în ceea ce privește educația. De multe ori am senzația că cineva are nevoie ca noi să fim proști, ca să fim mai ușor de manipulat. S-ar putea să nu mă înșel. Educația este cel mai important pas către evoluție, către descoperirea de leacuri pentru boli, către oprirea foametei pe planetă, către protejarea mai bună a mediului. Educația este singura soluție reală pentru toate problemele care le avem. Pe care.